Acum faceți politică și mă gândesc ce v-a determinat, și sunt sigură că mulți se întreabă, ce v-a determinat să faceți politică acum, să intrați în politică? Sunt foarte proaspăt în politică. Da, nu mi-aș fi imaginat că voi intra așa în politică, nu mi-aș fi imaginat în urmă cu câteva luni chiar, nu mi-aș fi putut imagina să intru direct în campania pentru parlamentare. Însă politica este, cred că pentru mine, un alt mod de a da societății cu ceea ce Dumnezeu m-a înzestrat. Adică am confirmat ca și individ, cred eu că am confirmat, la o vârstă, nu sunt nici cel mai tânăr, dar nici cel mai bătrân, la 31 de ani am reușit să am o familie frumoasă, am o soție, am 2 copii minunați. Nu zic că se încheie aici lista, dar nici foarte mulți copii nu cred că voi face, dar măcar încă unul mă gândesc că mi-aș dori împreună cu soția mea să mai facem. Și e nevoie, motivul principal pentru care am făcut pasul spre politică, am realizat că avem nevoie de oameni care au făcut ceva în viață, n-au lucrat la stat toată viața și au ajuns într-o întâmplare parlamentar sau primar sau pe diferite funcții publice. Și asta m-a determinat să, considerând că am adunat ceva experiență, considerând că am reușit să confirm în zona privatului, îmi doresc astăzi să pot să excelez și în zona de politică.